Bebeluș în coma alcoolică, o fetiță de un an din Iași este în stare gravă la spital după ce a mâncat pufuleți înmuiați în vin. Fetița a rămas în grija unor rude după ce mama ei a plecat în străinătate. Și discutăm și noi despre acest caz cu domnul doctor Tudor Ciohodaru. Bun găsit, domnule doctor! Bună seara! Cât de grav este fetița în aceste momente? Starea copilului, din câte știu de la colegii de la pediatrie, s-a ameliorat între timp, după urma tratamentului adecvat, dar trag un semnal de alarmă că tot mai mulți copii ajung în serviciile de urgență în urma consumului de alcool. Se dă de la vârste extrem de mici, mai ales în zonele defavorizate și de multe ori copiii lăsați nesupravegheați au acces la alcool și îl consumă și ajung în stare gravă la spital. Vă reamintesc faptul că este suficient o doză mică de alcool pentru a ajunge în stare extrem de gravă, comă, iar acești pacienți necesită măsuri de resuscitare volemică, resuscitare respiratorie, intubații orotracheale, antidotism, iar de multe ori este foarte greu să echilibrezi un astfel de pacient, mai ales că dezechilibrele metabolice sunt multiple și extrem de grave. Este cutremurător faptul că cineva s-a și gândit la un astfel de lucru și asta arată încă o dată că avem nevoie de educație pentru sănătate făcută chiar de la școală și educație pentru sănătate făcută părinților, rudelor, pentru că, din păcate, alcoolul este considerat un drog recreațional, să zic așa, un extrem de uzual, care poate să ofere chiar confort într-o astfel de situație pentru a liniști copilul. Nu se recomandă astfel de lucru. Consumul de alcool la copii este extrem de grav ca sub aspectul consecințelor și, din acest punct de vedere, atenție încă o dată unde lăsați alcoolul în casă, mai ales atunci când sunt copii în preajma, pentru că pot confunda cu ușurință sticle și se poate ajunge la cazuri extrem de grave. Domnule doctor, înțeleg că micuța a intrat în comă după ce a mâncat pufuleți înmuiați în vin, ba mai mult i-a rămas în grija unor rude după ce mama a plecat în străinătate. Nu știu, între timp au dat vreo explicație rudele pentru situația în care se află micuța? Cum a ajuns în această stare? Alcoolul se absorbe cu mare ușurință, inclusiv de la nivelul mucoasei bucale, așa că chiar și banala înmuierea pufuleților în alcool poate să ducă rapid la absorpția alcoolului și la efecte neurologice și metabolice extrem de severe. Aici este dovadă de inconștiență, lipsă de educație și faptul că de multe ori ceea ce numeam noi acel sindrom Italia, evoluția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, creează numeroase probleme. Și gândiți-vă că acești copii la care se administrează alcool de la vârste extrem de mici au o dezvoltare deficitară sau cu multe probleme, iar din păcate până și în maternitățile din România se înregistrează tot mai mult nou născuți cu sindrome de sevraj în urma așa zisului alcoolism fetal. Mame care consumă alcool, deși le este interzis acest lucru pe perioada sarcinii, iar în momentul în care se nasc acești copii dezvoltă sindromul de sevraj de parcă ar fi băut alcool în cantitate mare de-a lungul timpului. Problema consumului de alcool la minori încă nu este suficient evidențiată și cunoscută. Noi vedem în aceste breaking news doar vârful icebergului, iar din păcate consumul de alcool este o problemă severă pentru sănătate, mai ales în cazul copiilor. Au fost copii din licee aduși în coma alcoolică la școală, de la școală la spital sunt mulți adolescenți care ajung în stare extrem de gravă după consumul de alcool, iar această problemă insuficient explicată și lămurită face ca tot mai mulți tineri să aibă probleme de ordin medical, de ordin psihologic, de relaționale în urma consumului de alcool. Și un ultim aspect, domnule doctor, spuneați că fetița a început să-și revină ușor-ușor. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Va rămâne în spital pentru monitorizare, tratament de specialitate? Cum se procedează? Orice copil de această vârstă este ținut sub monitorizare, mai ales că vorbim de un copil în stare gravă, în coma, iar în aceste situații sunt alertate și autoritățile. O anchetă socială se impune fără discuție pentru a vedea ce se va întâmpla cu acest copil. Din punctul meu de vedere, nu mai are ce să caute la acea familie care a avut-o în îngrijire, pentru că dacă au pus odată viața copilului în pericol administrându-i alcool, se poate întâmpla oricând acest lucru și trebuie găsit o soluție în așa fel încât copilul să aibă o dezvoltare normală, fără a avea alcoolul ca principal aliment sau principalul sedativ atunci când cineva nu are timp sau chef să aibă grijă de el.